Numesc Maia Ciosa, am 16 ani și vin din Brașov. Ok, care e pasiunea ta cea mai mare? Care e talentul tău? Pasiunea mea cea mai mare este muzica, motiv pentru care am și venit la România o Talent. Am participat la ambele sezoane de la Vocea României Junior. Bravo, Maia, te iubesc! Și am câștigat alături de Andra, care m-a ajutat foarte mult și sunt foarte recunoscătoare. Ea nu știe că sunt aici și vreau foarte tare să știu că este mândră de mine. Sper să-i placă mai ales faptul că am venit cu o piesă proprie. Bună seara! Bună seara! Cum te numești? Mă numesc Maia Ciosa. Maia, de cât timp cânți la chitară? De cât timp ești îndrăgostită de chitară? Chitara este din carantină, deci relativ destul de recent, câteva luni. Astăzi o să cânt o piesă proprie. Mă bucur să te cunosc, Maia Ciosa, în această variantă și îți urez succes. Mulțumesc! The trip's way too long. Waited too many hours, so I guess we're almost done. Almost done, almost done. Almost done. Whoa. I don't gotta hang in there for too long, 'cause I'll be heading home when tomorrow's done. Tomorrow's done, and we're done. We're almost done, we're almost done. Now you're driving away, you said you're here to stay, but now you lie to my face and you left no trace. I'll be heading home when tomorrow's done. Tomorrow's done, and we're done, we're almost done. Won't you take off to your next rest stop, and I'll be sitting patiently waiting on the bus. I saved you a seat, saved you a seat. Oh, never mind, 'cause we're almost done, almost done, almost done. Florin? Cum se cheamă ce ai compus tu așa, stilul? Este mai mult electro. Electro? Da, e un fel de neo-soul slash electro. Bă, băieți, bă, s-a dus totul peste... Păi da, neo, 2020, neo? 2021. Adică da. Neo? Neo-soul. Bă, mie mi se pare că e din altă ligă. Ce aud acum este strașnic. Mulțumesc. Adică văd în fața mea un artist pe care îl consider deja matur. Mulțumesc. Maia... Mă bucur enorm să te revăd. Iată că toate lucrurile s-au așezat, tu ai evoluat enorm și ai crescut atât de frumos și, clar, ești făcută pentru a face muzică și a cânta și a dărui mai departe muzica ta. Mare bucurie mi-ai făcut că te-am văzut în această seară. Evident, răspunsul meu este da.
Ai 4 de dat și ne vedem în etapa următoare. Mulțumesc, super, mulțumesc. Mulțumim.